Bună ziua, dragii mei prieteni, sunt Zedana Ozacovna. Astăzi vreau să vă povestesc 2-3 minute aici despre o plantă care se numește mimoză. Această plantă tămăduiește peste 6.000 de boli. Deci ea întrânsă are flavonoide și este foarte puternic. Este prima scară a plantelor care tămăduiește multe boli. Ca hemoroizii. Știi ce înseamnă, multă lume, ce înseamnă hemoroiz? Eu o fac în ulei sau pe blender, ori o fac în ulei și o pun așa 10 zile la pastrat. Apoi după 10 zile la frigider, numai decât, eu deja pot să mă dau pe hemoroiz. Sau să mâncați o linguriță dimineața pe stomacul gol. Este foarte bună. Sau să facem pudră sau praf. Strângem toate florile de la mimoză, nemaipomenit, această plantă numai nu vorbește. Ia mă, strânge-mă că eu lecuiesc sau tămăduiesc multe boli. De ce este nemaipomenită? Multă lume nu știe. Ea crește în toată Europa, ea se dăruiește în zilele de 8 martie la persoane, la doamnele, se dăruiește ca cadou, ca un buchet de flori. Mulți o cunoașteți, eu aici am un video și vă arăt cum crește mimoza. Se găsește deci în toată Europa. Este un arbore mare, înalt, aproape la 25 de metri, cu încărcat cu această minunată floare care are flavonoide. Dar puterea ei nu se termină aici. Deci ea tratează pielea, ea tratează durerile de articulații sau artrită. Deci este pentru tăieturi sau răni. Deci este pentru mușcături de insecte, mâncărimi de piele, pentru tratarea multor boli ca microbul, fung sau ciupercă. Să știți, în praf la fel, puneți în salată, dacă aveți praf și o uscați în salată, într-un ceișor, într-o linguriță, un vârf de linguriță, în cafeluța ta. Deci este nemaipomenită de bun. Să folosești, cum v-am spus, și în ulei, să folosești și în pudră. Stimulează foarte bine colagenul din corpul nostru. Deci această plantă este prima scară care are colagen, să știți, și ajută la elasticitatea pielii noastre, nemaipomenită de bună. Din ea se face creme, din ea se face infuzii, tincturi, deci diferit chiar și uscat. Când noi o strângem, din ea se scutură un praf galben, ca este cum ar fi polenul. Ia uitați, este galben, galben și nemaipomenită de bună. Așa, putem să o strângem, să o uscăm 2, 3, 4 zile până când ea este uscat, apoi o pui la un pachetel. Dar uleiul eu fac așa. Aici am ulei de in, 50 de miligrame și eu torn peste ele, umplu borcanelul cu flori de mimoza. Las la frigider 10 zile. Așa, mai ales pentru persoanele, că aceasta este o plantă, în primul rând, pentru boala de hemoroid, se numește intestinul lăsat. Așa, servește după 10 zile câte o linguriță micuță de cafea, stomacul gol, sau pui în ceai praful, câte o linguriță, câte un vârf de linguriță, hai să zicem așa, praful de la florile de mimoză. Așa, deci este foarte bună, dar multă lume nu o cunoaște. Ea crește în toată Europa, să știți, și în Italia, și în Spania, și în Portugalia, și în Germania. Și acum, de 8 martie, de exemplu, astăzi, dacă vă duceți într-un magazin de flori, dacă este ziua de 8 martie, vă duceți într-un magazin de flori, această floare o găsiți, că ea se vinde. Deci, este o plantă, că numai nu îți spune, culege-mă, că eu sunt foarte bună, strânge-mă că eu sunt foarte bună. Eu am aici și un ulei de mimoză dat prin blender, dar voi împlie borcanelul meu cu mimoza, adică floare. Și voi face și uscat, că eu am noroc să o am aici lângă mine un copac foarte mare, eu ți-l arăt imediat. O fac așa uscat în pudră. Așa, este foarte ușor și repede de strâns. Cu voi a fost Zidana, deci este un sfat, un truc foarte bun, dar cu siguranță mulți nu știu. Eu știu că multă lume din noi suferă cu boala de hemoroizi. Deci aceasta este pe primul plan,
care îți tămăduiește și îți liniștește hemoroidele. Știți, este pe primul plan. O poți folosi în ulei sau o poți folosi în praf. Cu voi a fost Zidana, aveți grijă de voi și iubiți-vă!